cadru de discuție și să vedem că toți care sunt la spital se gândesc și la moarte, mai ales la secția aia. Majoritatea mergeau pentru operație și intervenții pe creier sau pe coloana vertebrală. Și în momentul când am încercat să discut cu oamenii de acolo ce credință au, fiecare au spus, noi suntem drept creștini, ortodoxi. Și am spus, felicitări, vom da proba, vom da proba. Și venea momentul când fiecare era scos sau veneau asistenții să-i pregătească, să-i ducă în sala de chirurgie. Noi încercam să-i încurajăm, uitându-ne, știm că urmăm și noi. Încercam să-i încurajăm și să le spunem că totul va fi bine și că noi îi așteptăm să se reîntoarcă din nou acolo. Erau unii dintre ei cărora li se încleșta gura, nu mai puteau discuta cu noi, nu mai puteau vorbi, nu le mai salutau, nu mai spuneau nimic. Și am spus, asta nu-i credință. Pentru că eu dacă aș discuta cu un pilot de avion și l-aș întreba, domnule, știi să decolez? Și el va spune, îți profesionist, nici nu o să simți când ridic aparatul de zbor și mai mult decât atât. Aș putea să-ți garantez că la orele de zbor care le am, la profesionismul care am vis-a-vis de a manevra aparatul acesta, știu să împrung curenții de aer, știu ce să fac în caz de tulburențe, știu să mă descurc foarte bine. Dar un singur lucru nu știu, nu știu să aterizez. Păi dacă mi-ar spune un pilot asta, vă garantez că nu m-aș urca în avionul acela. Credința adevărată este credința nu doar care te lansează și te așează pe drumul acesta al mântuirii. Adevărata credință este acea credință care te învață să știi cum să și aterizezi, cum să mori, mai bine spus. În sala aceea a spitalului era și un preot ortodox. În momentul când a venit rândul să plec, a venit asistenția, am încercat să discut cu ei. Ei îmi spuneau ce trebuie să fac, eu le-am spus, stați liniștiți că nu o să fac nimic. Și se uitau la mine și au spus, probabil nici nu realizez ce te așteaptă. Și am spus, domnule, stau de câteva zile internat aici și nu știu ce mă așteaptă. Și am plecat cu zâmbetul pe buze, ieșind din sala aceea. Când am ajuns aproape la ușă, preotul a spus, domnilor, vă rog, opriți puțin patul, vreau să-i pun o întrebare. Și mă întreabă, domnul Pavel, te rog să-mi răspunzi la următoarea întrebare. De ce ești atât de liniștit? Nu știi ce te așteaptă? Și am spus, domnule preot, sub soare sunt două lucruri. Unul care este sigur și toată lumea fuge de el. Și un altul care este nesigur și toată lumea se ține încleștată cu amândouă mâinile de el. Și el se uită la mine și îmi spune, nu înțeleg. Și am spus, sunteți preot, ar trebui să înțelegeți, dar vă deslușesc. Cel mai sigur lucru sub soare este moartea. Și Scriptura spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și cel mai nesigur lucru sub soare este viața. De moarte fuge toată lumea. Și ar vrea să mai adauge măcar o oră, măcar câteva minute, măcar o zi la șirul ei. Dar sigură moartea, vom pleca. Viața e nesigură. Și vreau să-ți spun, domnule preot, spuneam atunci, eu m-am desprins de viață și m-am legat de Hristos. Și dacă El va hotărâ să plec în ziua aceasta, eu sunt pregătit să aterizez. Am învățat asta. M-a învățat Hristos cum să aterizează și fericit. Când am plecat de acasă, mi-am adunat copiii, am chemat soția și am spus, e posibil să nu mă mai întorc niciodată în casa aceasta. Dar dacă nu mă întorc în casa aceasta, vă aștept în casa de sus. Cerul, casa noastră de sus. Nu-i nevoie să veniți cu mine, rămâneți acasă. Dacă va fi bine, mă întorc singur. Dacă nu, mă vor aduce alții,
dar eu voi fi doar niște rămășițe. Adevăratul Viorel Pavel va fi în cerul casa de sus. Și-s pregătit să plec. M-am desprins și de familie. M-am desprins și de viață. Și-s gata să plec în cerul la Dumnezeu. Adevărata credință în Hristos ne va ajuta să ne pregătim și pentru momentul acesta. Nu ne place, probabil, n-am vrea să fie cât mai aproape de noi. L-am împinge cât mai departe. Dar cei care mor în Domnul, ei trăiesc. Și asta e fericirea, asta e bucuria noastră, că noi nu murim. Noi trăim și trăirea noastră va fi împreună cu Domnul pentru vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Am înțeles că fratele Adi a fost implicat în slujirea de aici. Am înțeles că a fost un om văzut des în activitățile bisericii. Asta spune de relația pe care a avut-o cu Domnul. Asta spune ceva că omul acesta s-a pregătit și pentru plecare. Cu siguranță n-a știut momentul, n-a știut conjunctura, n-a știut contextul plecării lui, dar nu asta are importanță. Important este nu cum murim, nu cum plecăm, ci cum murim. Și aici Ioan spunea, dacă moare cineva în Domnul, ferice de el. Și Dumnezeu să ne ajute pe noi să ne pregătim pentru momentul acela care nu ne va anunța probabil pe niciunul dintre noi. Va veni așa, surprinzător, dar să ne prindă pregătiți pentru aceasta. Amin. În al doilea rând, a doua fericire care o găsesc aici spune, ei se vor odihni de ostenelile lor. Mă mai întrebau frații, așa când mergeam în unele slujiri, frate, nu ești obosit? Și am spus că nu. Și dacă îți n-o spun, și mi-am luat ca reverber cuvântul acesta, versetul acesta, dacă nu mă obosesc, dacă nu alerg pentru lucrarea Domnului aici, de ce mă voi odihni dincolo? Păi numai cei obosiți se vor odihni acolo. Noi trăim într-o lume în care toată lumea este trudită, mai ales cei care trăiesc sub povara păcatului. Și Domnul Hristos striga la un moment dat în Matei capitolul 11, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, căci eu vă voi da odihnă. Îi singurul care ne poate da odihnă. Lumea aceasta ne creează parcuri pentru odihnă, ne creează spații, ne creează locații, ne creează atâtea lucruri, saltele confortabile pentru ca să ne odihnim. Și omul muritor aleargă pe pământul acesta și nu are odihnă. Singura odihnă sau adevărata odihnă pe care o poate avea cineva este doar în Hristos. Mărească-i se numele în veci. Și pentru cei care se odihnesc în Hristos aici, se ostenesc pentru lucrarea Lui, vor avea odihnă atunci când vor ajunge în cer. Ei, spune Apostolul, se vor odihni de toate ostenelile lor. Nu știu cât de obosit a fost fratele Adrian, parcă îl chema. Nu știu cât de obosit a fost. Dar din ceea ce am văzut aici la copilaj, probabil a alergat și pentru copii, și pentru familie, și pentru lucrarea lui Dumnezeu, și a încercat să găsească un echilibru între cele două, și a încercat să înțeleagă că nu trebuie să alerge doar pentru viața aceasta pe care o trăiește pe pământ, ci trebuie să se pregătească și pentru cealaltă. Și a alergat. Și de acum el se va odihni. Noi ne vom obosi, noi vom trudi în continuare. Suntem chemați și am fost provocați astăzi aici că va trebui să ne arătăm aportul și implicarea noastră pentru a crea condiții de locuință acestor copilași. Asta ține de acum de noi. El a muncit până acum. De acum se odihnește. Asta e fericirea despre care ne vorbește Apostolul aici. Cu asta ar trebui să ne mângâiem. Adrian nu moare. Adrian n-a murit. El trăiește. Și în al doilea rând, Adrian se odihnește. În al treilea rând, spune aici Apostolul, căci faptele lor îi urmează.
A treia fericire din text pe care o găsim vorbește că cei care s-au ostenit pentru lucrarea Domnului și au lucrat pentru lucrarea Lui, au făcut ceva pentru El, nu doar se vor odihni de acum, ci de acum încolo vor primi și răsplată pentru tot ceea ce au făcut. Nu-i așa că fiecare dintre noi care mergem și muncim de dimineață până seara, care alergăm, o facem aceasta pentru o răsplată pe care o primim la sfârșit de lună sau care o primim la două săptămâni, la săptămâni, nu știu cum. Dar ceea ce facem pentru Domnul rămâne pentru vecii vecilor și răsplata pe care o dă Domnul nu se compară cu ceea ce ne onorează oamenii aici pe pământ. De aceea ar trebui să înțelegem într-un context al durerii unei familii, așa cum spunea fratele aici, a unei facturi care se plătește scump ca Dumnezeu să vorbească altora, ca Dumnezeu să transmită anumite semnale de alarmă celor care trăiesc într-o letargie liniștiți și fără nicio problemă, că se poate și așa. Și care probabil se uită la alții care aleargă și îi vor spune: alergați, oameni buni, n-aveți cum, alergați, nu-i nicio problemă, noi ne uităm la voi. Că oricum vom muri și noi și voi și vom ajunge în același loc. S-ar putea că nu, s-ar putea că nu. Ferice de morții care mor în Domnul, căci ei vor fi răsplătiți, faptele lor îi urmează. Ceea ce ai făcut aici s-a scris în cartea vieții și spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, eu ca meșter zidar am pus temelia, un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra. Dacă cineva pune pietre scumpe, aur, argint, fân, paie, trestie, ziua aceea Domnului va da pe față, va fi o zi a probei, o zi a încercării. Și spune Apostolul că dacă lucrarea zidită de cineva în urma testului rămâne în picioare, el își va primi răsplata. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu trăim doar pentru noi. Aveți în comunitatea dumneavoastră o văduvă tânără, aveți niște copilași care au nevoie de o mână întinsă de acum. Și eu știu ce înseamnă tot copilăram când am rămas orfan. În momentele acelea, cuvintele nimănui nu le puteam primi, dar am primit un obraz umed care a fost gata să se așeze pe umărul meu și să plângă împreună cu mine. Doar în felul acesta puteam să las pe cineva să se apropie de mine. Apoi au fost zile destul de grele, era stâlpul care aducea pâinea în casă și când se frânge stâlpul, viața aceea e destul de grea. Dar spuneau frații, Dumnezeu și-a asumat prerogativul să fie apărătorul văduvei și tatăl al orfanului. Și ne rugăm prin voi, prin cei care vor fi și vor cunoaște familia, să fie mâna întinsă a lui Dumnezeu pentru răsplătirile veșnice. În Matei spune Domnul Iisus că la un moment dat vor veni unii la ei și vor spune: Doamne, noi am prorocit, noi am făcut mari lucrări. Și se vor uita Domnul la ei și vor spune: plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Vor veni o altă grupare de oameni și Domnul se va uita la ei și va spune: eu am fost odată bolnav și ați trecut pe la mine. Eu am fost flămând și ați fost blidul acela de hrană, ați fost pâinea aceea care mi-a spus-o pe masă. Am fost bolnav și ați trecut pe la spital. Am fost fără haină și ați luat o haină și mi-ați spus-o pe umeri. Și oamenii ăștia speriați, se uitau și spuneau: Doamne, noi nu ne-am ducem aminte, nu știm când s-au întâmplat lucrurile acestea. Și Domnul le spune: ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, nu m-ați întâlnit pe mine la spital. Nu mi-ați dat mie, că nu am nevoie de mâncare, dar ori de câte ori ați făcut lucrul acesta unuia dintre aceștia neînsemnați ai mei, să nu uitați că mi le-ați făcut mie și eu știu să răsplătesc lucrurile acestea. Dumnezeu să ne binecuvinteze și în momentele acestea de durere
Și în momentele acestea de tristețe, să lăsăm ca Domnul și cuvântul Domnului să se așeze în inimile noastre, înțelegând că cei care ne sunt atât de dragi, care mor în Domnul, ei când pleacă, ei pleacă la viață, ei pleacă la odihnă, ei pleacă pentru răsplătire. Iar noi, cei care am rămas, trebuie să facem ceea ce spunea Apostolul Pavel. Uitând ce este în urma noastră, alergăm înainte să nu ne pierdem premiul alergării cerești. Nu ne luptăm cu pumnii în vânt, ci cu credința care a dus-o Hristos când a venit aici și a așezat-o în inimile noastre, luptăm până la capăt să ne întâlnim cu cei dragi care au plecat înaintea noastră, să ne întâlnim cu cei pe care i-am iubit și apoi să petrecem toată veșnicia acolo împreună cu Domnul Iisus. Dumnezeu să vă ajute, iubită familie, iubiți frați, iubiți surori, ca să luptăm lupta cea bună a credinței, să ne isprăvim alergarea și să ne primim cununa în ziua cea mare. Amin. Amin.